De trei zile trebuia să ducem gunoiul selectiv la ghenă, dar nimeni nu o face. În Valea Jiului, selectarea deșeurilor se face la un indice de sub 1%. Iar asta implică costuri ce vor crește obligatoriu prețul gunoiului menajer. Recent, o declarație a administratorului public al județului Costel Avram atrăgea atenția că din cei 10 lei pe care îi plătește fiecare locuitor al Văii Jiului pe luna la gunoi, doar 3,6 lei pleacă la Supercom. Cei din primării însă îl contrazic. În zona 4 e licitată, nu este pe persoană, ilicitat pe tonă, 8-8 de lei fără TVA pe tonă. Fundamentarea prețului pe 10 lei pe persoană să a ținut cont de ridicarea gunoiului, transportul gunoiului, transportul la rampă, pe economia, taxa pe economia circulară, 30 de lei pe tonă. Ce no. P E o taxă care se plătește pentru mediu. Deci toate astea la un loc au ajuns la prețul de inclusiv înlocuirea pubelelor, defecte și tot. Deci 10 lei pe persoană. Nu se poate face o comparație dacă e 3,5. Cu atâta rămâne Supercom. Pentru că și ei la rândul lor plătesc taxă de depunere în deponeu la DEVA și tot. Dar nu se plătește doar 3,5 lei către Supercom. Se plătește la tonă. Totul este în funcție de cât gunoi facem lunar, iar cei de la Supercom spuneau încă de la începutul acestui an că facem prea puțin gunoi. Ideea este însă că e prea mult și că nu îl selectăm, deși de la 1 iulie asta trebuia să facem. Cum stăm mai exact ne explică acum Costela Vram. Obligativitatea există de la 1 ianuarie ca tona de deșeuri dusă pe groapa de gunoi de la Bârcea să, sau să se ia cu 30 lei mai mult începând cu anul 1 ianuarie 2020 cu 80 lei și cu 2021 cu 120 lei. Asta arată că există obligația și a primăriilor, fiindcă dacă, nu, vor, dacă vor duce gunoi mai puțin la uh, deponeu, sigur, uh, vor plăti mai puțin. Din păcate, colectarea selectivă nu merge așa cum ne-am dorit noi, nu este pe cele patru fracții și datorită faptului că OAT-urile nu au pus în aplicare ordonanța 74, trebuie o de consilii locale. Nu colectăm selectiv nici noi, nu sunt pubele, nu avem educația necesară și nici cei care adună deșeurile nu au mașinile care să încarce deșeurile selectiv și toate concură la creșterea sumelor ce le plătim. Indicatorii trebuie să ajungă la 20%. Media pe județ la ora aceasta este 1,45, iar pe Valea Jiului este 0,75. Este foarte greu să atingem indicatorii Primarii din Valea Jiului nu au agreat creșterea prețului la gunoi. Nu dau însă nici acele hotărâri de Consiliu încă și nici nu fac posibilă colectarea selectivă, iar toate acestea vor genera scumpiri usturătoare. De altfel, directivele europene cer să colectăm selectiv deșeurile ce se pot recicla, iar gunoiul pe care îl ducem la deponeu să fie cât mai puțin.